Chiar dacă masca nu mai este obligatorie pe stradă, unii încă o poartă, chiar dacă nu este aglomerație în jurul lor. Uite care sunt motivele. Din convingere. Eu port din două motive. Tocmai aici am ieșit dintr-un spațiu închis și pentru că sunt prea mulți oameni. Au fost ridicate restricțiile cu condiția să nu fie aglomerație și atunci este aglomerație aici. Trebuie să o purtăm, așa spune legea. Este opțiune proprie. Au fost ridicate, dar pandemia nu s-a terminat doar pentru că spune chiar și președintele unei țări. Adică, da, momentan nu suntem vaccinați la nici măcar 60%. Eu nu mă simt în siguranță să o dau jos încă. Momentan cred că better safe than sorry. Și e cam atât de simplu. Tocmai ce ne-am vaccinat, cred că a trecut o săptămână și un pic și am zis să mai așteptăm totuși. Cam asta ar fi motivația. Poluarea și noxele și praful de atmosferă, e bună masca în cazul ăsta. Îți reamintesc că purtarea măștii în spațiile deschise neaglomerate nu mai este obligatorie. Medicul Ioan Mirea îți explică de ce nu este așa ușoară trecerea de care vorbim, așa cum am crezut inițial. S-au obișnuit într-un fel, la fel cum oamenii nu pot să se schimbe instantaneu. Și astfel, un proces gradual prin care s-a început purtarea măștii va urma natural tot un proces gradual prin care oamenii vor renunța la ea.